Bun, haideți să mergem la un alt moment controversat. E robot sau nu e robot în viața de zi cu zi? Trebuie să aflăm de la el cine a fost robotul aseară. Cu siguranță știți cum a trăit această experiență de la Mass Singer. Ne spune însuși Marian Drăgulescu. So like relax, I'm spilling these racks. Long as you feel them to the day that I drop, you'll never say that I'm not killing them. Deci este sau nu este robot Marian Drăgulescu? Salut, Marian! Bine ai venit! Bine, ce faci, Marian? Găsit. Cum uite, merge bine. Treaba? Foarte bine! Bravo! Salutare. Eu am crezut că ești pinguinul. Ieri am avut pinguinul la noi la emisiune și la un moment dat în indiciile pe care le primeam, eu am auzit că gimnast sau gimnastă, nu știu, știam cu ciuca aici, așa zic, mamă, pinguinul, gata. Gimnast Marian Drăgulescu. Nu, dar ai fost robot. Am rămas și eu surprins că inclusiv de la prima apariție m-am uitat pe site-ul emisiunii și m-au recunoscut destul de mulți. Cei care mă cunosc de foarte mult timp și mi-au urmărit cariera. Nu. Din cauza vocii. Deci... Atunci când am cântat, vocea mea n-a fost absolut deloc distorsionată și m-au recunoscut imediat. După voce. Da, dar îți dai seama, tu, adică care ești extrem de elastic și flexibil, robot, adică... Să știi că era destul de rigid. Da, că veneau așa niște... Pătrățele de alea, niște bureți. Da, niște bureți așa și nu puteam să mă plec. Păi când m-a pus pe patul ăla, n-am putut să mă pun singur și n-ai văzut că tot ei m-au ridicat, că nu puteam. Plus că de văzut tot așa, ca și caii, știi? Ochelari vedeam numai așa, în față, nu vedeam stânga, dreapta, la un moment dat trebuia să mă coordonez și eu cu dansatorii. Nu puteam să mă uit la ei. Dar spune-mi, ai slăbit ceva cu costumul ăsta pe tine în zilele de filmare? Da. Că e saună. Da. Saună și cel mai rău a fost că nu pot să respir și toată lumea s-a plâns de acest aspect și din păcate... Cum a făcut prima dată? Am crezut că e simplu. Hai, domne, mi-am pus casca. Cred că am stat 10 secunde, 15 secunde. Că, 26, mai păi, nu pot să respir. Deci... Ok, calmează-te, a dat la ventilatoare. Nu știu, și eu n-am probleme cu claustrofobia sau în spații închis. Da. Nu știu, m-am panicat, n-am putut să respir. Și până mai zis, hai, ok, gata. Calmează-te. Păi, l-ai văzut pe Ilie Năstase, n-am mai rezistat. N-am mai putut, gata, da. Nu, sincer, simți că nu mai e aer. Astăzi Marian Drăgulescu o să ne cânte Oameni buni, piesa pe care am atunci singură. De ce? Să le spunem oamenilor că o să scoți un album, adică de acum încolo. Păi am zis, vocea României. Exact, e next, da. Cum să zicem, level. Station, next level. Next level, ce faci, da. Cum merge? Treaba cu antrenamentele? Rămân la meseria mea. Cum să merg? Merg bine antrenamentele, ne pregătim să plecăm la campionatul mondial. Mi-e place de tine, de câte ori ne întâlnim, tu pleci ori la Olimpiadă, undeva, ori la un campionat european, ori la un mondial. Da. Anul ăsta am zis că pun și eu cipici în cui, cum se zice la gimnastică. Nu, ar fi păcat. Ai mai zis? Da. La un moment dat. Da, deși, da, următoarea Olimpiadă. Mai avem Olimpiadă, când e? La 3 ani distanță, adică s-a micșorat timpul. Da, o să stau și eu un an de zile să mă regenerez și vom vedea. Te gândești? O să mă gândesc, depinde cum se simte organismul meu, asta contează cel mai mult. Pentru așa, ambiție, dorință, dintotdeauna, dar trebuie să mai Să ai baftă și ține pumnii și știi că este mereu alături de tine. Pe Marian Drăgulescu, căutați-l pe Instagram, căutați-l pe Facebook, e campionul nostru care ne mândrim de fiecare dată și noi suntem mega mândri când vii la noi la emisiune, jur, de fiecare dată. Mulțumim, Cătălin. Dar știi că eu n-am știut ce mască voi avea? Da. Și când am aflat într-un târziu că e roboțelul, chiar mi-a plăcut, știi? Că noi, de foarte multe ori, ne asemănăm un pic cu niște roboței care intră în fabrică și repetă de 100, de 1000 de ori până ne iese. Asta e și deviza noastră, repetiția e mama învățăturii și noi suntem ca niște mici roboței care facem acele elemente de sute și mii de ori până când ne iese treaba acum. Acum că mi-ai dat o idee, îți dai seama dacă ar fi să calculezi de când ai început tu sportul ăsta, câte sărituri, dacă ar putea să fie un număr, ai făcut până acum? Mă, noi tindem către a fi roboți, dar din păcate este roboți umani. Câteodată mai greșim și noi, mă, da? Asta e. Oricum, ai grijă de tine și te așteptăm cu drag de fiecare dată. Da. Mulțumesc mult. Sper să iasă treaba, plecăm ca dintotdeauna cu gânduri să ne luptăm pentru medalie și... Japonia. Mie nu prea mi-a prins Japonia, dar a treia oară sper să fie cu noroc. În 2011, tot așa am participat la 6 aparate și la ultimul aparat m-am accidentat, prinsesem două finale, sori și sărituri și chiar n-am putut să mă prezint. Mi-era o ciudă. Da? O să fie bine. Noi revenim.